Domnul Daniel, bună seara, cu Decarul am și eu treabă, da. Marian sunt. Marian. Bine ați venit la Victory Cup, cum e? Bine v-am găsit, e foarte bine, sperăm să și înscriem în repriza a doua. Avem aici câțiva marcatori de senzație, cum ar fi Claudiu și Sorin. Și cred că e cel mai bun eveniment organizat din București. Aș vrea să spun așa, după o săptămână de muncă, o oră petrecută la Victory Cup face sens și e cel mai bun recovery pe care îl avem. 20 de ani de City Grill. 20 de ani, zic, da, bine, nu? Aici, da. Eu nu am uitat, sincer, n-am sesizat, da, dar uite bine. Da, nu am observat, am fost mai atent la jocul vostru intens aici. Suntem și parteneri Ursus de mulți ani, nu știu, 12, ceva de genul, da. Cât am putut 14. Chiar 14. 14. E bine că lumea știe cifrele exact și asta avem. Și pentru asta v-am prins pe voi doi. Okay. Ursus a lansat un nou produs, un cooler cu ananas și guava, ia uitați-vă. Bun, da? Dar ce o să facem noi cu această doză? Îl bem. Îl bem, dar nu acum, că ne balonăm și nu mai merge treaba. Mergem acolo la bară, haideți cu mine, că vă provoc la un concurs. Aici am pus-o. Bun, dați-ne și nouă minge, vă rugăm. Așa, bun, de aici. Dau eu, nu, că sunt sigur... că o să încerc. Perfect. De aici, da? Trebuie să nimeriți acea bere. Hai să vedem care dintre voi sau dacă va cădea. Ok. Una a căzut. Stop. Stop așa. Odată a căzut. Hai să vedem. Hai încă o dată. Hai încă o dată să vedem care-i treaba. Hai! Oh! Incredibil! Decarul e decar, tată! Chiar merită aplauze! Bravo! Bravo! Ambii le-ați dărmat! Numai un pic! Că acum trebuie să vă dăm și premiile! Le punem aici! Bun! Avem așa! Un tricou! Nu pot să cred! Da? Bun! Pentru tine! Să-l arătăm, să le și păstrați așa, pentru că uitați, parteneriatul vostru, City Grill Ursus, mersi, care datează, iată, de atâta timp, să-l arătăm și cu spatele. Da, eu pot să-l arăt cu echipa mea, nu? Da, da, puteți. Și asta. Opa, așa. Ia uite ce e aici, tata. Ia uite cât cooler de la Ursus, noul produs, ananas și guava, City Grill aici, da, partenerii lor. Că noi de regulă servim noi, dar văd că acum s-a schimbat la tale, da. Asta zic, da? Ce să facem, facem tot posibil. Bravo vouă, bravo vouă, felicitări și vă așteptăm după aia să vă delectați cu un cooler. Numai bine, sper că nu v-am ținut prea mult. Fii atent. Le dai la băieții ăștia măcar o bere din partea mea. Le dai o bere gratis din partea mea. Ia uite câte un cooler. Câte un cooler din partea mea. Pentru atâtea goluri. Hai cât sunteți? 2, 4, 5. Lasă 12. Cât sunteți? Voi ați dat cele 300 de goluri. Lăsați. Gata. Perfect. Hai, n-ai mingea trăși la poartă cu Victory Cup, câștigi măcar un cooler, uite, nou produs de la Ursus. Să vedem dacă le place. Fără alcool, păi da, sunteți sportivi. Bravo! Câtă concentrare, domnule! Cum se dice? E una grande, grande partida. Cum vi se pare această partidă? Interesantă. Da? Da. Se joacă... Ușoară. Cât e scorul? Nu știu, 8-9-0. Ai făcut? Voi sunteți parteneri aici, trebuie să aveți grijă unii. Păi am avut grijă. Da? 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 Cine a fost MVP-ul până acum? Ia zi-mi și tu. Păi portarul nostru, că nu le-a dat nicio șansă în primul rând. Da. Și apoi faza de atac a fost una foarte bună și motivată astăzi. Acum să vedem cum ne servesc la restaurantele lor. Da? Da, dacă ne servesc corespunzător sau nu. Eu vreau să te întreb, după meci bănuiesc că se bea un Ursus. Dăm noi berea, da. Noi dăm berea, da. Așa este frumos. Se va bea multă bere în seara asta. Ați văzut și băieții de la Daci, Codin Maticiuc, le-a venit patronul echipei. O să dea și el bere, că e și ziua lui. Va veni și, vor veni și băieții de la Ursus, care îi vor cinsti pe cei de la City Grill, parteneri de atâta timp. Cu siguranță se va bea multă, multă, multă bere și voie bună seara asta la Victory Cup.
Care e situația? Păi da, erați primul aici, ce să v-am distrat senzațional astă seară, așa că trebuie să vii neapărat. Deci după ce că ați câștigat găleata aia de cooler, da, mi-au zis băieții de la Ursus că dau și berea ei, adică mai dau peste ei. În general, băieții de la Ursus dau și noi servim. Asta zic. Chiar au menționat, sperăm și da, noi după meciul ăsta să reservească în continuare așa cum fac. Cred că rămâne înregistrat, nu? Da, păi trebuie să iau și eu înregistrarea, gata, așa rămâne. Da? Cu siguranță. Vrem să vă vedem și la bere, că vă mai deranjăm o dată la bere. Venim la bere cu se distrează lumea, da, mici partenerii. Da, gata. Mici, ceafă, mici, grătare, nu, bere cu mici, ăla gata. E. Da? Gata. Bine, vă așteptăm bine, acolo. Ce înseamnă în viață să știi pe lângă cine să te dai. M-am dat cu Ursusul. Ia uitați-vă aici, băieții care au promis sunt la bere și știți ce spuneam? Da, e voie că e trecut de noroc la toată lumea. Hai noroc. Bravo. Bravo. Băieții ăștia de la voi sunt foarte timizi, frate, să la da. Nu le zice nouă că am văzut. Noi încă simțim, nu știu exact. Asta e atmosfera, nu? Asta trebuie să fie atmosfera. Eu spuneam că m-am dat pe lângă cine trebuie, că na, m-am ales și cu... Noroc! Combinația perfectă! Dăm și noroc! Păi așa e în fiecare zi, de fapt și la muncă, și aici noi suntem la fel prieteni foarte buni. Și de fapt noi nu suntem furnizori și clienți, suntem prieteni. Da. Și în viața profesională. Partener adevărat. Eu vreau să întreb, cum poate rezista un parteneriat atât de mult? Pentru că poate e important ca lumea să știe. Respect, în primul rând. Da, și suport din toate punctele de vedere, dar în ambele sensuri, parteneriat win-win. Și cred că mai e un lucru care trebuie să-l spunem, parteneriatele nu sunt între companii. Noi suntem parteneri, eu sunt partener cu Mihai. Deci noi suntem, de fapt, conexia între cele două companii. În momentul în care nu mai există respectul și parteneriatul dintre mine și Mihai, atunci nici parteneriatul din companii nu există. Noroc, Mihai. Mi-au plăcut lucrurile astea, felicitări, bravo, învățăm și lucruri importante în viața la Victorii, nu doar fotbal, eu știu, și socializare, iată, ne învață oamenii ăștia care au companii de succes și conduc companii de succes și cum trebuie să faci să-ți păstrezi un partener, un prieten, un om până la urmă. Bun găsit, dragi prieteni, este pauză la un meci în care sunt și vorbe mai puțin alese, dar sunt sigur că se vor rezolva, în fine, nu e problema mea, eu am un cooler în mână și o minge. Și pe Emi lângă mine și pe Vlăduț Nedelea. Emi, vrei ce să... Nu, stai puțin așa să bei, să toți, eu am muncit ca să pot să beau jumătate de cooler de-abia. Așa, fii atent, tu încă muncești. În această pauză, da? Nu o să câștigi tu câte o bere pentru colegii tăi. Dă, da? Dă un pic la valiera jos, nu? Nu ne ajută? Ne ajută? Hai să mergem, vino cu mine. Hai cu mine. Sunt lucruri. Fii atent. De aici. Punem. Vreau să o dai jos, nu știu cum. Atingi bara, o zgudui. Nu contează acum. Acum, hai să... Ai încercări cât mai durează pauza, nu știu, cât mai... Un minut, două mai. Pentru colegii tăi! Fabula Sau! Emi! Să vină berile după comentariul acesta. Mergeți, bere din partea Victory Pub, din partea Ursus. Doamne ajută! Uite ce simplu e, să mai vii pe la noi! Deci incredibil! Dar nu mă așteptam să o dai din... Spune-mi, care a fost secretul? Secretul a fost faptul că m-am gândit foarte mult la colegii mei. Sunt un om foarte altruist de fel. Hai băieți! Vă cinstesc! Data viitoare mai încercăm unul. Mai încercăm! Gata, cu vin! Vă pup!